Zi de mare bucurie la Hunedoara, mai ales pentru suporterii Corvinului. Brandul FC Corvinul 1921 revine oficial acasă. Primăria Municipiului Hunedoara și Clubul Sportiv Hunedoara, entitate subordonată primăriei, au finalizat procedurile de achiziție și înregistrare a mărcii FC Corvinul 1921 Hunedoara. Brandul era deținut de o persoană fizică din București care a fost de acord să-l cedeze municipalității, în schimb sumei de 47.000 de euro, sumă ce reprezintă o creanță a vechiului club Corvinul. Marca a fost achiziționată de CS Hunedoara din bani privați, mai exact din sumele donate de mai multe persoane fizice și oameni de afaceri, cu ocazia evenimentului Fotbal Centenar Corvinul, organizat în data de 4 septembrie. Au fost câteva zeci de persoane care au donat bani, printre care Ioan Andone, Mircea Retnic, Bogdan Apostu, reprezentant ai Consiliului Județean Hunedoara, consilierii locali din partea PSD de Hunedoara, care și-au donat indemnizația pe un an și multe alte persoane, inclusiv primarul municipiului Dan Bobouțanu. Este un eveniment important pentru administrația locală, care s-a implicat în repatrierea brandului FC Corvinul 1921 Hunedoara. Și țin să mulțumesc în mod deosebit echipei din Primăria Hunedoara, care atât din punct de vedere juridic, prin prezența oficiului juridic și a secretarului general în această repatriere a brandului, s-au implicat ca să nu avem probleme ulterior la tranzacția respectivă, cât și celorlalți colegi de la Clubul Sportiv Hunedoara, care au trebuit să gestioneze acele donații care s-au făcut de către anumiți iubitori ai echipei de fotbal, anumiți iubitori ai orașului. Iată că până la urmă, într-un timp relativ scurt, am reușit să îndeplinim o promisiune. O promisiune care merita să fie din plin îndeplinită pentru toți iubitorii fotbalului din Hunedoara. Astăzi este o zi istorică. De ce spun asta? Fiindcă foarte, foarte mulți hunedoreni, foarte mulți iubitori al sportului și nu numai, își doreau ca actuala echipă CS Hunedoara să se numească Corvinul. Au fost foarte, foarte mulți oameni care ne-au solicitat, foarte, foarte mulți asociația suporterilor care ne-au solicitat să ne ocupăm să aducem Corvinul acasă. Într-adevăr, a fost o muncă. Am mulțumesc pe această cale tuturor celor care au donat pentru a putea fi posibilă această achiziție. Vreau să vă spun numai un singur lucru, că de ce spun că este foarte iubit brandul. La meciul cu Steaua, care a fost acasă, FCSB-ul, să știți că în timpul meciului am întâlnit oameni de 70 de ani care stăteau în ploaie cu umbrela, asistau la meci și plângeau. Plângeau și spuneau că n-au crezut că mai poate să trăiască vreodată aceste sentimente, cum au trăit pe vremea când era Corvinul acasă, anilor 80-90. Și de aceea atunci mi-am dat seama că echipa aceasta este foarte iubită și mai ales să se numească Corvinul Hunedoara. Tot în urma demersurilor legale efectuate în ultima perioadă, Primăria Municipiului Hunedoara și CS Hunedoara sunt de acum singurele entități care pot comercializa produse promoționale sub marca FC Corvinul 1921 Hunedoara. Noi intenționăm să dezvoltăm un compartiment de marketing al clubului care va pune în valoare tot ce se poate vinde în mod oficial, o activitate comercial sportivă, respectiv, și o să dau detalii, buton de cămașă, insigne, medalii, ace de cravată, agrafe de cravată pentru desfășurarea activităților sportive, panouri publicitare, bihârtie sau carton, semne de cărți, fanioane, calendare, stegulețe, fluturași, postere, articole de îmbrăcăminte, șorturi, curele, șepci, mănuși, șosete, fulare și absolut tot ceea ce se poate vinde printr-un magazin de prezentare al clubului, mingi sportive și așa mai departe. Emoții mari au avut și unii dintre foștii jucători ai Corvinului.
După cum se vede, sunt fericit, sunt foarte fericit că particip la acest eveniment istoric, cu atât mai mult cu cât noi am și participat la unele negocieri și aici vreau să aduc aminte de deplasările care le-am făcut împreună cu domnul secretar general la Timișoara pentru evaluarea brandului. După cum știți, a fost un parcurs foarte lung. Mă bucur foarte mult că sunt în această echipă, m-am simțit dator pentru că am făcut parte din acea echipă și totodată, cum am spus și mai adineori, tot mulțumim în numele tuturor foștilor jucători a echipei care au trecut pe la Corvinu Hunedoara, domnului primar, pentru că a fost o ambiție a lui. Au fost mai multe proiecte de aducere acasă acestui brand, dar s-au pierdut pe parcurs, pentru că, am zis, au fost foarte multe lucruri și greu de adunat tot ce s-a putut aduna. Au fost foarte mulți oameni foarte potenți financiar care au venit lângă noi, au strâns sume mari de bani ca să putem să achiziționăm acest brand și le mulțumesc și lor în numele nostru, a foștilor jucători care am participat de-a lungul anilor la activitatea aceasta frumoasă de la Hunedoara, fotbalul, că au fost alături de noi și ne-au readus acasă identitatea noastră. Conform regulamentelor FRF, denumirea oficială a echipei de fotbal a orașului CS Hunedoara va putea fi schimbată oficial, cel mai probabil, doar de la începutul sezonului competițional 2022-2023.